Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traiste, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămânea peste el. Altminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogărât până în locuința morților? Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Am văzut pe Satana că sunt ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere.